Monștrii 4x4 au făcut spectacol în Munții Poiana Ruscă. Roțile au aruncat în aer pământ și noroi spre deliciul spectatorilor. Cursa a stors de puteri participanții care au apelat la tot soiul de trucuri pentru a ieși la liman. Pentru alții a fost nevoie de intervenția celorlalți concurenți care i-au scos cu troliul și caii putere ai mașinilor de teren. Competiția Cupa Prieteniei la off-road se desfășoară în fiecare an în Munții Poiana Ruscă, în zona Lunga Cernii. Este un loc situat la granița dintre județele Hunedoara și Caraseverin. Are două secțiuni, standard și extrem. Traseele sunt diferite pentru aceste clase, mult mai dificile pentru cei de la extrem. Cei de la standard nu s-au lăsat mai prejos. După prima zi de concurs, mulți concurenți au abandonat, mașinile lor au cedat. În a doua zi de concurs, echipajele au pornit în cursă cu mare încredere. Natura însă le-a venit de hac multor participanți. Din păcate m-am luptat singur, cam cum facem noi românii de obicei. Ne-am luptat singur și am luat și pe locul 2. Traseul a fost fain ca de obicei, ne bucurăm să vedem în zona asta, sper să mai venim. Cauciucurile au mușcat pământul. Primii concurenți au săpat în maluri și au făcut traseul aproape imposibil pentru colegii de cursă. Copiloții au fost nevoiți să întindă trolile pentru a scăpa din capcane. Până la urmă, cei mai buni au învins. Ediția a 5-a a fost un succes. A ținut și vremea cu noi. Au fost foarte multe echipaje, număr de 30 de echipaje. Lumea a fost foarte încântată, totul a decurs foarte bine. Și suntem foarte mulțumiți. Au fost câteva peripeții, au abandonat multe mașini, s-au stricat, au rămas prin pădure. Într-un final le-am recuperat cu greu, dar suntem bucuroși că totul s-a terminat cu bine și toată lumea este mulțumită. Organizatorii s-au străduit să ofere cele mai bune condiții de concurs, dar și probe dificile, iar publicul a apreciat asta. Văd că această adrenalină pătrunde cât mai mulți dintre concurenți și începe să ia amploare. Lume multă, lucrurile sunt spre bine. Trebuie să ai multă adrenalină să faci ce fac acești băieți și îl felicit pe primarul de la Lunga Cernii pentru faptul că împreună cu acești băieți minunați face posibil ca acest concurs să fie în fiecare an. Felicitări tuturor! Off-roaderii au remarcat că traseele sunt tot mai tehnice de la an la an. Dacă nu ai o mașină puternică modificată pentru asemenea curse, nu ai nicio șansă să treci de obstacole. Organizatorii off-road-ului vor să promoveze zona și speră să atragă tot mai mulți pasionați de off-road din străinătate, care să vină să-și petreacă vacanțele în satele de munte din Munții Poiana Ruscă.